Crăciun, perioada de sărbători. E o perioadă în care multora le curg lacrimi, pentru că sărbătorile subliniază scaunul gol, locul acela lipsă din inimă sau din cămin. De aceea, atunci când ne uităm la narațiunea nașterii, n-avem voie să uităm că primul Crăciun a fost în lacrimi. Și dacă primul Crăciun a fost în lacrimi, e în regulă ca și Crăciunul de astăzi să fie în lacrimi. Vă mărturisesc sincer, atunci când am simțit că Dumnezeu mă îndreaptă înspre acest mesaj, lucrurile erau atât de neclare în ce privește pe sora mea, încât nu știam. Dacă vă predic vouă, sau vă predic mie. Dar, dragii mei, oricât ar părea de ciudat, lacrimile nu contrastează cu Crăciunul, ci îl clarifică.